Cei cu Andy sunt cel mai mare farsor, prințul farselor. Cei cu Andy sunt prințul farselor. Toată lumea din oraș, de la familie, la colegi, toți știu farsele mele. În afară de lor, vreau să vă păcălesc, să bat toate recordurile. Cei cu Andy, spune cei cu Andy sunt cel mai mare farsor, prințul farselor. Spune, spune, spune cei cu Andy, spune cei cu, cei cu Andy. Haide, Andy, arată-te, nu te poți ascunde pentru totdeauna. Auzi? Da, ieși afară să-ți primești pedeapsa, da. Nu-ți face griji, Andy. Jen nu a vrut să spună asta. Nu-ți vom face niciun rău. Da, ca și cum numele meu e Gwendolyn. Părăsiți aia, mutați-vă mai încolo. Asta e problema. Dacă Spank a fost suficient de inteligent să învețe câteva lucruri, n-aș mai fi în locul ăsta în care mă aflu eu acum. Nu că nu aș fi încercat. Seara trecută mama l-a luat pe Spank pentru un curs de supunere la școala de noapte, ceea ce mi s-a părut fantastic. Nu fiindcă eu cred că bătrânul Spank poate să învețe ceva, ci fiindcă atunci când mama e plecată, tata e responsabil cu masa de prânz. Aș putea mânca pizza în fiecare noapte. Șmecherule! Acel pudră de talc în uscătorul de păr nu se învechește niciodată. Bine, Jen, calmează-te. Mă ocup de fratele tău mai târziu. Ce este acel oribil miros? De ce ești toată udă, draga mea? Strălucitoare deducție, Sherlock. Afară plouă cu găleata, în caz că n-ai observat. Peste noapte o să plouă cu câini și pisici care se vor transforma în pisicuțe și cățeluși dimineața. De ce nu ai folosit umbrela? Am folosit-o. Mamă, am auzit că aduce ghinion să deschizi umbrela în casă. Da, ghinion pentru tine. Oh. Bine, bine, stai ușor, cum tocmai i-am spus lui Jen. Andy, acesta este ultimul pai. Se pare că am probleme. Să vedem dacă o să mai râzi după ce vei curăța mansarda. Vei tunde gazonul și vei face alte câteva mușchi pe care mi le-am propus pentru acest sfârșit de weekend. Hai să te văd, puiule. Continuă, tată. Și poți să-ți iei adio de la uitatul la televizor pentru următoarea săptămână, băiete. Acum îți sugerez să-l scoți pe Spank la o plimbare și să ne dai șansa să ne liniștim. Dar plouă! Uite, ia asta. Lucrurile se îmbunătățesc. Ploaia s-a oprit. Spank, stop, 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 stai, stai, cezi. Cursul de supunere al mamei chiar dă roade, da. Hey, Andy, ai auzit despre filmul care se filmează în afara orașului? Un film? Da, este secret. N-au vrut să atragă o mulțime, dar tata lucrează pentru producător. Și ghicești? 2 plus 2 fac 4? Nu, adică da. Dar oricum am fost angajat pentru acest weekend și am acces pe platou. Dacă vrei, poți veni cu mine mâine după ore ca să-l vedem. Ei, mulțumesc! N-am mai fost pe un platou de filmare până acum. Danny, nu știam că aspir să joci în drame. Hei, ăsta e doar un mit. Nu toți actorii joacă în drame. Cum se numește acest film? O mulțime de câini care latră. Îmi suna film numai din sunete. Apropo de... Hei, Larkin! Am fost ieri la cursul de dresaj pentru câini și trebuie să spun că al tău este un mare, mare actor. Ce? Fiindcă a făcut o treabă bună prefăcându-se mort. Dai, ce e așa de nostim? Câinele lui Larkin este atât de nostim. Hei, Larkin, dacă vrei să facă șmecherii câinele tău, e suficient un singur cuvânt. Nu. Despre ce tot vorbiți, măi? Nu sta jos, nu da din labe. Pariez că ar face tot ce-i spui tu. De ce râde toată lumea? De câinele lui Larkin. Nu-l poți învăța nimic, este... Știi tu, ca... Ca tine? Da! Ce? Da, ce? Dar Spank este un excelent câine de pază. Vă mai amintiți când acel hoț a intrat în casa lui Larkin? Spank l-a văzut curățând toată sufrageria.
Nu e mare lucru aici, mă așteptam la o mare producție. Vedeta filmului este un câine, nu e chiar o superproducție. Haide, să-ți arăt remorca mea. Spărgătorul de bănci este eliberat doar pentru că s-a descoperit că un adăpost pentru câine a fost construit chiar în locul unde ascunsese el prada, după câțiva ani de închisoare. Este vreun ecou pe aici? Atunci ce s-a întâmplat? Ei bine, pentru că avea acces la bani, fostul condamnat a venit cu un plan care include răpirea lui Corky. Corky? Câinele vedet al filmului? Nu, Corky care împiedica vinul să iasă din sticle, dar bineînțeles că vedeta filmului... Apoi ce s-a întâmplat? Păi nu poți să zic sfârșitul, dar e util să știi că Corky face scamatorii grozave. Este posibil să-l vedem pe Corky în acțiune? Bineînțeles! Timi, adu-l pe Corky! E bine, nu e ca și cum eu aș fi vedeta. Urmează-mă, Corky, Corky. Pentru a evita recepționarea unor instrucțiuni incorrecte, Corky răspunde doar la anumite cuvinte de comandă care sunt adresate de către Timi. Oh, ce este? Astea sunt informații secrete. Dacă afli, va trebui după aia să te ucid. Nu, serios chiar. Nu pot să cred. Acel câine este din rasa lui Spank. Și uite-te la el. E bine. Celulele din creierul meu glumeț lucrează și peste program. Și sâmbătă, Corky poate lua o pauză. Nu este nimic programat pentru el. Bine, și am nevoie de o pauză ca acel câine prima donă. Hei, ce faceți voi doi aici? Sunt un figurant din film. Numele meu este Danny Pickett. Nu-mi pasă dacă numele tău este Danny Rumpelstiltskin. Filmăm scenele cu figurații sâmbătă după amiază. Așa că dispar de aici. Ce caracter! Am avut o idee bună să vorbesc cu agentul meu. Uite de el! Tocmai m-am gândit la o farsă ce mă va face foarte faimos și le va șterge zâmbetul de pe față tuturor tipilor de la școală. Să-l schimb pe Spank cu Corky. Cum vei face asta? Nu voi face eu, tu vei face. L-ai auzit pe Francis Ford Shumokola. Corky nu lucrează sâmbăta și tu ai acces pe platou. Știu și eu, Andy. Ei, doar pentru că e secundul meu, nu trebuie să stai degeaba, știi? Auci, asta a durut. Bine, o voi face. Grozav, cum se spune în filme? Acțiune! Aș vrea să fac un anunț. Mamă, nu mai trebuie să-l duci pe Spank la cursul de supunere. Am decis să-l dresez eu singur. Desigur, continuați și râdeți, dar până sâmbătă Spank nu numai că se va așeza, dar va face și tumbe și va răspunde la toate comenzile când o să-i poruncesc. Andy, nu este atât de ușor să dresezi un câine. Îți trebuie timp și răbdare și creier. De ce nu pui tu un pariu? Sau de ce nu taci tu din gură? Dacă reușesc, faci toată munca din acest weekend în locul meu. Și voi avea voie să stau până la miezul nopții și să mă uit la televizor și să mănânc pizza toată săptămâna. Și dacă nu reușești? Nu se va întâmpla asta, surioară. Doar dacă de dragul discuției, gen, voi face munca în locul tău și mă voi duce la culcare imediat după cină, fără să mă uit la televizor și voi mânca terciul surpriză al mamei timp de o săptămână. S-a făcut! Dacă voi credeți că e posibil, atunci nu vă veți supăra dacă faceți un pariu, nu-i așa? Relaxează-te. Larkin are la fel de multe șanse să-și deseze câinele să facă scamatorii cât aveți voi să câștigați premiul Nobel. Ce? Adică șansele să câștige amândoi, adică poate unul dintre voi, celălalt... Dai drumul, Larkin! Care e pariul? Dacă reușesc cu Spank, voi doi va trebui să vă pictați în albastru complet și să vă tăvăliți în fața clasei, pretinzând că sunteți fructe albastre. Iar tu vei face temele pentru toată săptămâna viitoare. S-a făcut! Și dacă Andy nu reușește, va face temele pentru o săptămână, ești de acord? Oh! Vrei să spui că dacă îl poți învăța pe Spank niște scamatorii până sâmbătă după masă, voi veni la școală săptămâna viitoare îmbrăcat în balerină? Ești în toate mințile, Larkin? E un pariu, mai bine te-ai rade de picioare din moment ce tu ești cel care va purta costumul de balerină. No.
Totul e pregătit. Toți vor veni sâmbătă la 4 la mine acasă și vor avea parte de o surpriză. Tot ce trebuie să fac este să-l pun pe Corky să facă ce știe și să-mi petrec următoarea săptămână bucurându-mă de roadele muncii mele. Aoleu, dar mai întâi ar trebui cel puțin să încerc să conving publicul că îl dresez pe Spank. Chase, Spank, Chase, Spank! Haide, rostogolește-te, rostogolește-te, Spank! Haide, dă lăbuța! Acum, prefăte mort, prefăte mort, Spank! Da, o greșeală din patru nu e rău. Danny ar face bine să reușească schimbul sau voi fi mort! Livrăm pizza directorului. Perfectă sincronizare, familia doarme. Este supărat ca o curcă plouată. Nu-l lăsa să iasă din sac până nu ieșim de aici. Aici vei dormi în această noapte, Corky. Mâine pe vremea asta te vei întoarce în pătuțul tău. Îl crezi pe acest câine răsfățat? Dar cine se crede, Lassie? Îi vei trezi pe părinții mei. Acum treci în coș. Știu că nu este asemănător cu ce ești tu obișnuit, dar noaptea asta vei dormi aici, dar dacă îți place sau nu. Carol, oprește. Spank, coboară din pat imediat. Spank, îți ordon să te dai jos. Nu-l înțeleg. Nu se mai purta niciodată așa. Și cine e Carol, mă rog? Dar ce face câinele ăsta? Eu cred că vrea niște slănină, mamă. Știu cum se simte. Ei bine, poți să te uiți la mine toată ziua, Spank. Nu primești nicio slănină. Vrei să nu te mai uiți la mine așa? Oh, bine, doar o bucățică. Bine, încă una, dar asta este ultima. Grozavă putere de caracter, mamă. Du-te și mănâncă afară, Spank. Andy nu va avea niciuna astăzi. Spank, ce e cu tine, băiete? Andy! Ce? Ce cu Spank? De când ai început să-l dresezi, se poartă ciudat, pricepi? Probabil de la stresul provocat de atâta muncă. Sunt sigur că după ce își termină trucurile va redeveni normal. Dacă rezist atâta. Liniște toată lumea! Această scenă începe când proprietarul adăpostului sosește să verifice câinii doar că află că postul condamnat la răpire. Îmi pare rău că vă întrerup, domnule, dar am verificat programarea. Suntem mult mai în urmă. Stai un pic, camera 1. Vreau să mergi de la o imagine îndepărtată a cuștilor până la una extrem de apropiată a cuștilui Corky. Aici voi adăuga un fragment muzical dramatic. Dramatic! Un fragment muzical dramatic? Știi tu, ceva de genul pa-pa-pa-pam. Pam-pam-pam? Da! Pa-pa-pa-pam! Da, domnule, doar că astăzi va trebui să filmăm scena cu Corky. Trimite-l pe Corky! Trimite-l mai repede! E acțiune! Ok, Corky. Hai, ham, ham, sar pe capul lui Cliff. Corky, ham, ham, sar pe capul lui Cliff. Tăia, Timmy, care-i problema? De ce nu răspunde câinele? Nu știu, domnule, folosesc cuvântul de comandă, dar... Corky, sar pe capul lui Cliff! Am spus să sar pe capul lui Cliff, micuțule! Țipând la el, nu o să fie de folos șeful. Poate e flămând. Pauză 5 minute! Andy, Spank mă nebunește! Vino să-l duci afară! Sunt cu mâinile în apă și spăl vasele!
Corky, ham ham, și rostogolește-te. Rostogolește-te, Corky. Hof, ham ham, și rostogolește-te. Hei, pleacă de lângă dulapiorul meu. Hei, tu urâtule, pleacă, pleacă. Ce se întâmplă? Ieși din dulapul meu, ai auzit? Andy! Acum ce mai e? E ciudat! I-am spus lui Spank că e urât și a intrat în dulapul meu și nu mai vrea să iasă. Haide, ieși! Ce n-a vrut să spună ce a zis? Amândoi credem că arăți foarte, foarte, foarte bine. Vorbește pentru tine. Corky, ham, ham, stai pe labele din față. Mai repede! Andy, vreau să-ți spun ceva. Nu știu ce e focul lui Spank, dar nu-mi place. E presiunea de dinaintea numărului, mamă. După ce își va face acrobațiile, lucrurile vor fi mai bine, ai să vezi. Ar fi bine să fie așa. Îmi vreau înapoi câinele credincios, supus și bine crescut. În câteva ore așa va fi. Niciun moment mai devreme. Andy! Danny Pickett, astăzi filmez marea mea scenă. Nu, n-o să filmezi. Poți să repeți? Filmele sunt suspendate, s-a decis filmarea scenei cu câinele vedetă, dar acesta nu cooperează, refuze să răspunde la cuvântul de comandă. Care este cuvântul de comandă? Nu știu, este un mare secret. Dacă aflu, directorul va trebui să mă omoare. Nu, foarte serios. Se va termina totul în curând, mulțumesc lui Dumnezeu. Acest Corky e un calvar. Alo? Eu sunt, ascultă, sunt pe platou și am niște vești proaste și unele chiar foarte proaste. Astăzi filmează scena cu Corky. Nu? Ce face Spank? Dacă ar fi fost un film despre un câine mort, ar fi fost potrivit pentru rol. Trebuie să faci cumva să-l scoți pe Spank de acolo și să-l aduci acasă. Între timp, numărul lui Corky va lua sfârșit și îl poți duce înapoi, m-ai înțeles? Pare simplu. Asigură-te că acel câine este legat în sac. Vrei să afli veștile cu adevărat rele? Am crezut că asta a fost cea mai rea veste. Corky își va face numărul doar dacă îi se spune un anumit cuvânt de comandă. Lasă-mă să ghicesc. Nu știi care este acesta. Ai ghicit? Da. Asta e de-a dreptul rău. Vei face ce ți se ordone după cuvântul ham. Vei face ce ți se ordone după cuvântul ham. Corky, ham, ham, sari înapoi. A mers. Acum directorul mă va lăsa în pace. Doar filmează scena și apoi vom afla ce se întâmplă cu tine, da? Și îți vom da de mâncare ceva mai bun. Pa, pa! Bye! Da! Castravete, rostogolește-te. Os de lapte, șezi. Hai, Larkin, acest câine nu va face o scamatorie nici dacă pui ruși pe el și îl strigi Scarlet. Cablu TV, oprește-te. Bine, Andy, s-a terminat. Este timpul să fii bărbat și să recunoști că Spank este imposibil de dresat. Așa e, tată, e imposibil. Da, mă bucur că ești acasă. Mi-ai lipsit. Da, da, ham, ham. Există vreo șansă să sar înapoi? Ham? Ham, ham, săritura înapoi? Ham, ham, dans! V-am spus că pot să-l învăț pe Spank acrobații. Nu mă întrebați cum s-a întâmplat, dar dacă nu se întâmplă ceva oribil de rău, sunt pe care să câștig pariurile. Nota, vă rog! Acolo sunt răbitorii cu vedeta din filmul meu, arestează-i! Cum adică vedeta filmului tău? Acesta este Spank al nostru! În nicio caz, domniță! Acesta este Corky al meu! Uite! Imposibil! Cum? Doi Corky? Adică doi Spank! E ceva putred aici! Nu cred că Spank a făcut acele scamatorii. Nu, nu cred asta. Drept cine ne iei? Da, pariez că Larkin a folosit celălalt câine. A?
Așadar nu va trebui să ne prefacem că suntem fructe albastre. Dar trișorul Larkin va trebui. Bine! Cred că este timpul ca Andy să explice câteva lucruri. Andy, te rog! Acum partea cea mai rea e că nimeni nu va crede că de fapt Spank a făcut scamatoriile. Spank, lasă-mă! Nu știu ce l-a făcut pe Spank să execute numărul, dar orice ar fi fost, nu mai merge. Tot ce știu este că sunt din nou în pușca câinelui.